Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Titlul acestei lecții biblice este Sfințirea. Această doctrină biblică, această temă biblică, este una foarte grea. De aceea vă cer în seara aceasta să vă concentrați atenția spirituală și să fiți atenți cu o minte curată la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Sfințirea este o doctrină biblică mult mai teologică și mai greu de înțeles decât doctrina nașterii din nou, tema de lecția de data trecută. În primul rând, în această seară, frați și surori, care este definiția Sfințirii? Când suntem convertiți și născuți din nou, suntem eliberați de păcat. Ce se întâmplă cu viața creștină după acest eveniment? Mai poate păcătui creștinul? Poate fi el învingător? La aceste întrebări răspunde doctrina biblică sau învățătura biblică numită Sfințirea. Sfințirea este un act de separare de tot ceea ce este rău și păcătos, dar și de dedicare lui Dumnezeu. Roman, capitolul 12, primele două versete. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, vie, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă schimbați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Sfințenia noastră este strâns legată de sfințenia lui Dumnezeu. 1 Petru 1, 15-16. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, fiindcă eu sunt sfânt. Substantivul și verbul sunt derivate din latinescul sanctus, adică sfânt. Sensul rădăcinii cuvântului ebraic, kados, adică pus deoparte, strălucitor. Sensul cuvântului grecesc, hagios, adică pur, curat, consacrat, pus deoparte. În principiu, cuvântul ebraic al Vechiului Testament are înțelesul de strălucitor, ca o oglindă. Oglinda nu luminează din ea însă și primește lumină de la soare sau de la altceva și ea o retransmite, o strălucește. În Noul Testament, conotația, adică înțelesul limbii grecești, prin sfânt este pus deoparte, adică dedicat Domnului, scos din întrebuințările naturale, obișnuite ale vieții și pus deoparte pentru ceva special. În al doilea rând, frați și sorori, în această seară, pe lângă definiția sfințirii, vreau să observăm necesitatea sfințirii. Sfințenia este o calitate fundamentală a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În Isaia 6:3, cuvântul Domnului spune, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Sunt predicatori care spun greșit că Dumnezeu e Sfânt de trei ori. Nu este adevărat. Dumnezeu este Sfânt la modul absolut și infinit. El nu e Sfânt doar de trei ori. Dumnezeu nu este limitat în sfințenie. Dacă ar fi Sfânt de trei ori, ar fi limitat. Dar Dumnezeu nu e Sfânt de trei ori. Biblia spune întreit, Sfânt, 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 ca să ne facă să înțelegem cât de Sfânt e Domnul. Dar Dumnezeu nu-i Sfânt de trei ori. Dumnezeu este Sfânt de un număr de ori infinit, fără sfârșit. El este Sfânt la modul absolut și infinit. Slăvit să fie Domnul! Tot pământul știe de mărimea Domnului. Exod 15:11. Cine este ca tine minunat în sfințenie, Doamne? Pentru că Dumnezeu este absolut Sfânt. Trăind în totala absență a oricărui rău moral, toate lucrurile care intră în contact cu Dumnezeu trebuie să fie absolut sfinte. În totală absență a păcatului, dar și de dedicare pentru slujire înaintea lui Dumnezeu. Sfințenia este o virtute indispensabilă
oricărui credincios mântuit. Ieremia 1:5. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu te pusesem deoparte, adică te dedicasem, te sfințisem. Galateni 1:15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, m-a pus deoparte, m-a sfințit. Nu uitați, m-a pus deoparte înseamnă m-a sfințit. Sfințenia noastră este strâns legată de sfințenia lui Dumnezeu. 1 Petru 15:16. Și după cum cel ce ne-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Sfințenia este un atribut al unor obiecte, locuri, lucruri, zile și acțiuni. Să observăm câteva exemple. Exod 40:10-11. Să unge altarul pentru arderile de tot și toate uneltile lui și să, atenție, să sfințește altarul și altarul să fie prea sfânt. Să ungi ligheanul și piciorul lui și să-l sfințești. Iată dar altar sfințit, lighean sfințit. Exod 31:10. Veșmintele pentru slujbă, veșmintele sfinte ale lui Aron, iată dar veșminte preoțești sfințite. Levitic 23:4. Iată sărbătorile Domnului ca adunări sfinte pe care să le aveți la vremea hotărâtă. Iată dar adunări sfinte, zile sărbători sfințite. Exod 30:31. Acesta va fi un delemnul pentru ungerea sfântă printre urmașii voștri. Iată dar un delemn sfânt și iată dar ungere sfântă. 2 Cronici 7:16. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea. Iată dar o casă sfințită pentru numele Domnului. Levitic 21:6. Preoții să fie sfinți. Iată dar preoți sfințiți pentru Dumnezeul lor. Și să nu ne cinstească numele Domnului, că cei slujesc Domnului. De aceea trebuie să fie sfinți. De aceea trebuie să fie sfinți. Ezechiel 20:12. Am dat poporului sabatele mele, ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să se știe că eu sunt Domnul. De aceea sfințesc poporul. Iată dar popor sfințit. Dumnezeu eliminează din prezența sa oameni și lucruri care nu sunt sfinte sau care și-au părăsit sfințenia. Nu uitați Adam și Eva. Când n-au mai fost sfinți, Dumnezeu i-a eliminat din prezența lui. Nu uitați Saul, regele lui Israel, când n-a mai fost sfânt, Dumnezeu l-a eliminat. Prima îngrijorare a lui David după ce a păcătuit a fost teama că Dumnezeu îl va elimina și el se roagă, Doamne, nu mă elimina, nu lua pe Duhul Sfânt de la mine. Dăm din nou un duh nou și înnoiește-mă, dăm din nou un duh statornic. David știa că omul când păcătuiește este nesfânt și Dumnezeu elimină tot ce este nesfânt din prezența lui. Aduceți-vă aminte de Petru, plânge speriat. Aduceți-vă aminte de Iuda care se spânzură. Aduceți-vă aminte de Anania și Safira care sunt omorâți. Toți nemântuiții din toate timpurile care nu-și păstrează sfințenia sunt eliminați din prezența lui Dumnezeu. Apocalipsa 21:8. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi al meu. Dar cât despre fricoși, fricoșii nu sunt sfinți. Cât despre necredincioși, necredincioșii nu sunt sfinți. Scârboși, ucigași, scârboșii și ucigașii nu sunt sfinți. Curvari și vrăjitori, aceștia nu sunt sfinți. Închinători la idol și toți mincinoșii, toți închinătorii la idol și mincinoșii nu sunt sfinți. Partea lor este iazul de foc care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Iată dar cum Dumnezeu elimină din prezența lui obiecte, lucruri, zile, evenimente care nu sunt sfinte, dar mai ales oameni, slujitori și poporul întreg. Numărul 3, frați și surori, în această seară, cine sfințește? În primul rând, jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos și numele Său Mântuitor. În primul rând, frați și surori, jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos de pe cruce și numele Său Mântuitor, acesta sfințește. Ascultați cuvântul Domnului, Evrei 10:10. Prin această voie a lui Dumnezeu am fost sfințiți și noi. Și anume, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru întotdeauna. Prin jertfa de acum 2000 de ani ai fost sfințit. 1 Corinteni 1:2. Cei care au fost sfințiți în Iisus Hristos. Fapte 26:8. Norodul să primească prin credința în Iisus Hristos iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. 1 Corinteni 6:11. Norodul să primească prin credința în Hristos iertare. Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos. Evrei 13:12. De aceea și Iisus, ca să sfințească poporul,
cu sângele său a pătimit dincolo de poartă, adică în afara orașului, pe munte. Al doilea element care produce sfințirea este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6,11. Ați fost spălați, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus și prin Duhul lui Dumnezeu. Și prin Duhul lui Dumnezeu. 1 Petru 1,2. Sfințirea creată de Duhul. Roman 8,29. Neamurile să fie sfințite prin Duhul Sfânt. 2 Tesaloniceni 2,13. Dumnezeu v-a ales pentru mântuire și sfințire în Duhul. Al treilea element care produce sfințire este cuvântul Domnului, Biblia, Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu. Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Efeseni 4:24. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul, adică cuvântul Domnului este adevărul. În al patrulea rând, frați și surori, și în ultimul rând în această seară pentru mine, înțelegerea sfințirii. Sfințirea este un complex în care participă Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Evanghelia, dar și omul în egală măsură. Acest complex are evenimente și proces, are acțiuni concrete ale divinității, de aceea trebuie să le stabilim în timp și să înțelegem bine. Numai în felul acesta vom fi siguri de sfințenia noastră. Altfel, vom cădea în depresie și în deznădejde, vom fi frustrați și în momente de criză nici nu mai știm dacă suntem mântuiți sau nu. Haide să purcedem, adică să trecem la înțelegerea Evangheliei, adâncindu-ne în înțelegerea acestui concept biblic și să înțelegem sfințirea. Și acum vă cer maximă atenție, frați și surori. Sfințirea omului de către Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos are trei faze. Atenție, frați și surori! Încă o dată, sfințenia este făcută de Duhul și de Cuvânt în numele jertfei Domnului. E făcută de Duhul și de Cuvânt în puterea, în numele și în cheltuiala jertfei Domnului Iisus Hristos. Acum, această sfințire făcută de Duhul și de Evanghelie, în numele și în cheltuiala Domnului Iisus a jertfei sale, are trei faze. Și este foarte important să înțelegem aceste trei faze. Și acum vă rog să fiți atenți. Prima fază a sfințirii este o sfințire pozițională și instantanee ca un act spiritual. Încă o dată, prima fază a sfințirii este o sfințenie pozițională care îți dă poziție și instantanee ca un act de un moment dat. A doua parte a sfințirii este sfințenia practică și progresivă ca un proces spiritual. Și a treia fază a sfințeniei este sfințenia finală care are loc la schimbarea, la sunetul trâmbiței, la revenirea Domnului, așteptându-ne pe norii cerului și fiind ratați de puterea Duhului Sfânt. Și acum să le luăm pe rând puțin și să ne concentrăm cu discernământ și interes la cuvântul Domnului. Frați și surori, sfințirea pozițională și instantanee ca și act spiritual este declarația lui Dumnezeu de a trece asupra noastră meritele Domnului Iisus, timp în care trece asupra Lui păcatele noastre și aceasta se întâmplă în momentul convertirii noastre prin credință. Sfințirea pozițională, instantanee, este un act la un moment dat spiritual în care Dumnezeu face o declarație. În urma declarației lui Dumnezeu, noi căpătăm o nouă poziție. Poziția aceasta nu este datorită schimbării care are loc în noi. În momentul acela nu se schimbă nimic. Această schimbare este doar că declară Dumnezeu că păcatele noastre trec asupra Fiului Său, iar meritele Lui câștigate pe cruce trec asupra noastră. Și este un transfer de stare, un schimb de stare. Acest transfer se face la convertirea noastră la un moment dat, care este confirmat și acceptat de declarația divină, de declarația Tatălui. De aceea, sfințirea, nu sfințenia, sfințirea este o poziție care se atribuie în momentul pocăinței, în momentul convertirii,
în numele Domnului Iisus Hristos, de Tatăl, printr-o declarație a judecătorului universal, a judecătorului cosmic, a judecătorului universului Dumnezeu, care în baza jertfei de pe Golgota, la credința mea, la convertirea mea, la pocăința mea, în care mă umilesc și mă arunc înaintea Domnului, înțelegând jertfa lui Iisus pentru mine și în locul meu, acceptând-o ca fiind vinovat și implorând mila divină, în momentul acela, Dumnezeu, pentru că îl caut, în momentul acela, pentru că îl doresc pe Dumnezeu, pentru că înțeleg vinovăția mea, pentru că sunt conștient că nu pot fi mai bun de atât, și pentru că știu că Domnul mă caută, mă iubește și mă așteaptă, și vin la El și îl caut, în timpul acela Dumnezeu își împlinește promisiunea și face o declarație solemnă, și în timpul acelei declarații se deschide cartea și îngerii lui Dumnezeu scrie numele meu acolo. Și în clipa aceea numele meu este scris în cartea vieții, pentru că Dumnezeu declară inima mea sfințită în temeiul jertfei lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! În clipa aceea, atunci, la clipeală, eu sunt sfințit. Este o declarație a lui Dumnezeu, ca o reacție a pocăinței mele, ca o reacție a convertirii mele. Atunci când te întorci la Domnul, omule, când te saturi de păcat, când îți este scârbă de trecutul pe care l-ai trăit fără Dumnezeu, când realizezi că plăcerea de azi noapte nu te-a satisfăcut și n-ai mai rămas cu nimic decât cu o conștiință care te sperie și îți spune că te va judeca Dumnezeu. Justiția lui Dumnezeu te urmărește pentru ce ți-ai permis să faci. Când înțelegi asta, când vii la Dumnezeu și când îi spui: Doamne, îmi este rușine și silă de mine, Dumnezeul cerului și al pământului reacționează. Nu este prea ocupat. Te iubește, te așteaptă să te întorci la El. Și Dumnezeu reacționează. Și în clipa aceea, pentru că a promis, în numele jertfei lui Iisus Hristos, face o declarație. În momentul declarației se deschide cartea, nu cărțile. În cărți ai fost scris până atunci, dar în clipa aceea se deschide cartea. Și numele dumitale este scris în cartea lui Dumnezeu. Este o sfințire care se ia de deasupra lui Iisus și se pune asupra mea și asupra ta. Este o sfințire care îți schimbă poziția pozițională și instantanee, că se face la o clipeală de ochi. Nu implică ce fac eu. Nu are legătură cu faptele mele. Nu are legătură cu schimbarea mea, cu lupta mea spirituală. Nu. Nu sunt faptele mele plus jertfa Domnului. Nu. Este vorba de o declarație divină pe care o face Dumnezeu la pocăința mea în numele jertfei lui Iisus Hristos. Și acum citim cuvântul Domnului. Filipeni 3:9. Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea care se capătă prin credință și pe care o dă Dumnezeu. Evrei 10:10. Prin această voie a lui Dumnezeu am fost sfințiți noi, nu m-am sfințit eu. Am fost sfințiți noi, și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru întotdeauna. 1 Corinteni 1:2. Către cei care au fost sfințiți în Hristos, chemați să fie sfinți. În ciuda faptului că apostolul Pavel, din punct de vedere practic, îi califică pe acești corinteni mai departe, în capitolul 3, versetul 3, spunând: tot lumești sunteți. Din punct de vedere practic ei erau lumești, dar din punct de vedere pozițional, ca o expresie a pocăinței lor, Dumnezeu i-a declarat sfințiți. Însă viața lor practică nu era la înălțimea poziției pe care tocmai o primise de la Dumnezeu în numele lui Iisus. Nu vreau în seara aceasta decât să înțelegeți această uriașă diferență. Sfințirea ca un act instantaneu, pozițional, se primește prin credință în dar de la Dumnezeu în urma unei declarații în temeiul, în numele jertfei Domnului, pe cheltuiala Lui. Asta nu are legătură cu ce mă sfințesc eu, nu are legătură cu viața mea, nu are legătură cu sfințirea mea. În timpul acela, când Dumnezeu le spune corintenilor că sunt sfințiți, le spune puțin mai încolo: tot lumești sunteți. Imediat vom lămuri această problemă mai târziu. Sfințirea noastră și jertfa Domnului Iisus stau în picioare sau cad împreună. În sfințenia, și acum vă rog să ascultați cu maximă atenție, în sfințirea pozițională nu există a doua lucrare a Harului. Nu, este una singură. Nu există progres
Încă o dată ascultați-mă, nu există progres. Asta este vorba de o sfințire care ți se atribuie. Atunci când dumneavoastră ați devenit cetățeni ai Statelor Unite, asta nu este progresiv. Ați devenit dintr-o dată, a fost făcută o declarație și în clipa aceea ți s-a schimbat poziția. Din rezident permanent ai devenit cetățean. Într-o clipă. Nu este progres, ci este o declarație a Guvernului Statelor Unite ale Americii reprezentate de un individ care este lucrătorul guvernului. A fost o declarație și ai devenit cetățean. N-ai devenit cetățean puțin câte puțin. N-a fost o încetățenire progresivă. Nu, ci un act de moment, o declarație. Astăzi sus numitul este cetățean al Statelor Unite. Și a intrat acolo rezident și a ieșit cetățean. Asta s-a întâmplat într-o clipă. Declarația ți-a schimbat poziția. A intrat rezident și a ieșit cetățean. A intrat fără dreptul de cetățean și a ieșit cu el. Ți-ai schimbat poziția. Când? Într-o clipă. Instantaneu. Sfințirea instantanee se capătă prin credință. Ascultă-mă, prietene. În seara aceasta am să te invit să vii la Domnul ca să-ți ierte păcatele. Și să nu mai spui, îmi este frică că nu sunt în stare. De ce să fii în stare? Pe crucea din Golgota a stat Fiul lui Dumnezeu și în mâinile și picioarele străpunse de cuie, din care curgeau și roaie de sânge, ți-a spălat păcatele. Și în clipa aceea, dacă te pocăiești, Dumnezeu face o declarație. În seara aceasta, Dumnezeu va face o declarație în dreptul tău. Numele tău va fi scris în cartea vieții, într-o clipă. Și vei ieși de aici cu o poziție diferită. Din punct de vedere spiritual, ai intrat aici ca un păcătos, bogat sau sărac, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, cu sau fără business, cu sau fără cetățenie, cu sau fără religie, dar a intrat un om păcătos. Însă în seara aceasta ți se poate schimba poziția, în urma unei declarații. Dar declarația aceasta se face în clipa în care cauți și împlinești condițiile. Vino la Iisus Hristos, recunoaște-ți vinovăția și păcătoșenia, acceptă harul care te iartă în puterea sângelui vărsat pe cruce și Dumnezeu va face declarația în numele lui Iisus Hristos. Aceasta este o sfințire, nu o sfințenie, o sfințire pozițională, pozițională și instantanee. În sfințirea pozițională nu există progres, nu există o a doua lucrare a Harului și nu există creștere. Încă o dată, frați și surori, în sfințirea pozițională nu există creștere, pentru că nu poți să crești. E ceva ce ți-a dat Dumnezeu, când eu îți dau un dar, nu mai ai ce să mai adaugi la el. Este darul sfințirii, Dumnezeu te-a sfințit, adică ți-a luat toate păcatele. Ce să crești? N-ai ce să crești. Imediat vom observa că mai există o altă parte a sfințeniei și acolo trebuie să creștem. Dar în sfințirea pozițională nu există creștere. E doar lucrarea Harului. Atât! Atât! De aceea este un beneficiu extraordinar să fii în această seară într-un loc unde ți se poate oferi ceva ce nu poți primi în altă parte și fără să meriți. În numele Domnului Iisus Hristos. Tinere drag, care ești obsedat de anumite patimi și vicii, care ai probleme de genul pornografie, relație, anturaj, alcool, țigări, jocuri de noroc, droguri, relații intime nepermise sau tot felul de alte obiceiuri murdare, Dumnezeu îți cunoaște nenorocirea din viața ta. În seara aceasta Dumnezeu ar putea să își manifeste dreptatea față de viața ta și să scurme firul vieții, să te oprești aici din existența ta păcătoasă. Însă Dumnezeu, într-o grație pe care niciunul dintre noi doi nu merită, face o declarație de iertare dacă te pocăiești. Este seara în care ți se oferă ceva din afară. Este seara în care Hristos pune deasupra ta meritele jertfei Lui și ți-a tot păcatul, în așa fel încât Dumnezeu nu mai găsește păcat acolo. E ceva ce nu faci tu, face Dumnezeu. Dar o face ca o reacție la pocăința pe care o realizezi în această seară. Frați și surori, în această seară aș vrea să trecem la pasul numărul 2, elementul numărul 2 al acestui complex numit sfințenia. Și vom observa sfințenia practică, nu pozițională de data asta, și progresivă, nu instantanee. Deci am văzut o sfințire pozițională, de data asta este o sfințenie practică.
Am văzut o sfințire instantanee, de data asta vom observa o sfințenie progresivă. Am văzut o sfințire ca act spiritual și vom observa cu o sfințire ca proces spiritual. Acest proces al sfințeniei, nu al sfințirii. Sfințirea e ceva ce ni se face nouă din partea altcuiva. Sfințenia este ceea ce dezvolt eu cu ajutorul acelui cuiva. Și sfințenia, dacă sfințirea durează o clipă când se face o declarație, ca o reacție la pocăința mea din partea lui Dumnezeu în numele lui Iisus, sfințenia durează o viață întreagă. Observați, vă rog, cuvântul Domnului. În clipa aceea, Duhul Sfânt, Roman 8:13, va omorî faptele firii pământești. 1 Petru 1:22, va produce în cel credincios ascultare de Evanghelie. Galateni 5:22, va produce roada Duhului. 2 Petru 3:18, va crește în harul și cunoștința Domnului Iisus. 1 Tesaloniceni 3:12, va crește tot mai mult în dragoste. Astea nu mai sunt acte de moment. Lucrurile acestea se dezvoltă într-o viață de creștin. Omor faptele firii pământești, știi bine că nu le-ai omorât într-o clipă. De zeci de ani tot mai tragi după tine anumite fapte ale cărnii și te lupți cu ele și e un proces și în fiecare seară spui: Doamne, iar mi-a scăpat, iar m-am enervat. Poate ești o persoană colerică, un om care te-a prins repede și poate mereu te-a prins împotriva soțului, soției, părinților sau copiilor și îi jignești și la supărare spui vorbe urâte și ești născut din nou și ești sfințit ca și poziție, ca act pozițional. Dar ca și proces de creștere spirituală, încă nu ai ajuns la desăvârșire și ai problema aceasta a cărnii care mereu se manifestă și îți scapă. Și spui după ce streg nervii: ah, Doamne, ah, Doamne, nenorocitul de mine, de ani de zile mă lupt cu asta și nu mă pot stăpâni. Din nou mi-a scăpat vorba, din nou mi-am jignit soția. Și o privești și aproape că îți vine să fugi, să nu știi ce să faci, pentru că ți-e silă de tine, de acest păcat care se repetă și ești născut din nou. Și ești sfințit, însă procesul sfințeniei, procesul sfințeniei încă nu a eliminat toate slăbiciunile și căderile și comportamentele păcătoase. Dar în procesul acesta al sfințeniei, nu într-un act de moment, instantaneu, declarativ, nu, nimeni nu declară, eu mă muncesc, eu mă lupt, eu postesc, eu mă rog, eu mă țin în stăpânire, că e un proces. Și acum nu mai declară Dumnezeu, acum mă lupt eu cu ajutorul Duhului Sfânt, la porunca Evangheliei, în numele lui Iisus Hristos. De asemenea, nu declară Dumnezeu că eu de astăzi înainte voi iubi foarte mult Evanghelia dacă m-am pocăit în seara asta. Nu! Este progresivă creșterea pasiunii mele pentru Evanghelie. Trec lunile, trec ani și devin din ce în ce mai îndrăgostit de Evanghelie. După 20 de ani, aproape că ești în stare să mor pentru această carte. Acum 20 de ani când te-ai pocăit nu înțelegeai nimic din ea. Era într-adevăr o carte pe care o respectai, dar nu erai legat de ea. Acum simți că face parte din viața ta. Și așa cum n-ai putea trăi fără inima, așa nu poți trăi fără cartea asta. Dacă auzi pe cineva că vorbește împotriva ei dintr-o dată, simți cum Duhul Domnului se ridică în interiorul tău și trebuie să-i spui ceva. Pentru că această carte înseamnă mult pentru tine. Această carte este cuvântul întrupat. Aici este regele meu, în cartea aceasta. Nimeni nu vorbește în prezența mea împotriva acestei cărți, ca eu să tac. Vă spuneam de Wurmbrand, care îmi povestea în timpul vieții lui despre o întâmplare când într-o țară din Africa de Sud, unde biserica creștină este interzisă pentru că acolo este o altă religie națională, în jur de 100 de creștini ascunși într-o clădire, se rugau lui Dumnezeu și un predicator, un pastor le vestea Evanghelia și exista pedeapsa cu moartea împotriva creștinilor. Și nu știu cum oficialitățile au aflat, i-au găsit acolo și au venit la ei și un grup de ostași, de soldați înarmați cu un ofițer foarte rău, metalic, a intrat acolo, l-a îmbrâncit pe predicator, i-a luat Biblia, a stat în fața lor și a spus: imediat am să vă împuși pe toți. Totuși, vă ofer un act de clemență. Care dintre voi vrea să rămână credincios, trebuie să facă totuși un gest. Am să pun Biblia asta pe prag, la ușă. Și cine va scuipa pe ea poate să plece și să rămână credincios lui Dumnezeu, Dumnezeului lui. Și a fost mult până unul dintre cei prezenți care avea mulți copii și a zis: hai că scuip și tot credincios rămân. A mers și a scuipat pe Biblie. Ceilalți 98 l-au urmat. Și a rămas în biserică acolo o tânără de 16 ani, spunea bătrânul Wurmbrand. Și tânăra aceasta a mers cu pași foarte mărunți spre carte. S-a aplecat, a ridicat-o, a șters ce era pe ea.
S-a uitat la ofițerul ăsta care avea o față de om crud și sadic și i-a spus: domnule ofițer, această carte este scrisoarea de iubire a logodnicului meu. El mi-a trimis această carte să mă asigure că se întoarce, că mă iubește, că nu ține cont de nicio fată din lume, că va veni drept la mine. Mi-a promis că se întoarce și mi-a spus să-l iubesc, să-i fiu fidelă și să nu cred orice minciună și zvonul spuse la adresa lui, că el se ține de cuvânt și vine. Cum aș putea acum să scui pe ea? O rafală de automat și s-a oprit din existență. Însă a continuat să existe lângă cel pentru care a murit. Această carte face parte din existența ta odată cu trecerea timpului. La început nu pricep mult, nu dai doi bani pe ea, dar te maturizezi, crești în viață, prinzi experiență, ți se coace mintea și e un proces de iubire din ce în ce mai puternic a Bibliei. Aceasta nu se întâmplă într-o clipă, nu e o minune, ci e o muncă minunată. Apoi crește în harul și în cunoștința Domnului. Când eu m-am pocăit, n-am priceput mare lucru. Am știut că Iisus a murit pentru mine și că eu îmi dau viața Lui, dar n-am înțeles mare lucru. De-a lungul anilor, citind Biblia, venind în adunare, auzind explicațiile fraților, experiența mea, cunoașterea mea despre Dumnezeu a crescut. Așa se face că puțin câte puțin am început să cresc în cunoaștere. Când eu m-am întors la Domnul, bunica care mi-a fost mamă și tată murise de puțin timp. Și ea murise nemântuită pentru că ea nu l-a cunoscut pe Domnul și nici eu nu știam de el atunci. Și imediat când eu m-am convertit, eu am început să postez și să mă rog pentru bunica mea ca Dumnezeu să o ierte, deși era moartă. Eu nu am știut că Dumnezeu nu iartă morții. Eu nu am știut pentru că n-aveam de unde să știu, eram un proaspăt convertit. Și am postit 10 de zile pentru bunica mea. Mi-a fost tată, mamă, frate și soră. A fost singura ființă dragă din viața mea. A fost persoana pe care am iubit-o cel mai mult. A fost tot ce aveam. Și sigur că m-am implicat în mântuirea ei, neștiind că moartă fiind, nu mai se poate mântui. Și am postit și m-am rugat pentru ea mult timp și luptam pentru o cauză pierdută. Dar până la urmă m-a luminat Dumnezeu să înțeleg că pentru morți care au plecat de pe pământ din viață nu se mai poate face nimic. A crescut cunoștința mea și atunci am renunțat să mai mă rog. De ce? Am înțeles că mă rog degeaba pentru o cauză pierdută. A crescut cunoștința. Iată dar cum cunoștința este un proces. Mai mult de atât. Va crește tot mai mult în dragoste. 1 Tesaloniceni 3:12. Știți bine că atunci când ne-am pocăit și am intrat în adunare, eram niște orgolioși, pentru că veneam din lume. Excepție făcând copiii care cresc în familii de pocăiți și sunt educați din punct de vedere moral. Dar când vii din lume și intri pentru prima oară în adunare și pentru a 10-a oară, intri cu comportamentul din lume, un om orgolios, un om mândru, un om ambițios, ți se pare că și aici există concurența murdară din lume. Dar puțin câte puțin, Duhul Sfânt, într-un proces permanent, zi cu zi, te moaie. Și inima aceasta de piatră începe să se topească, zi cu zi, suferință după suferință. Prin natura slujbii pe care o am, merg la bolnavii care sunt la spital și îi văd câtă diferență există între atunci când eram în biserică sănătos și acum când este la spital, înfrânt de o boală sau de un accident. Inima lui este moale, fața lui exprimă umilință. Și așa de ușor poți să stai de vorbă cu el. Mulți dintre ei spun: frate Luigi, când mă întorc înapoi în biserică, mă botez. Pentru că îmi pare rău că am fost un arogant. N-am plătit partea Domnului. Nu m-am gândit decât la fete și la plăceri. Însă acum când am să mă întorc înapoi, frate Luigi, am să mă botez. Ai avut nevoie de o suferință, de o boală, pentru ca să înțelegi un lucru așa de ușor? Da. Suferința este un proces care lucrează în viața ta. Degeaba te ceartă păstorul, disprețuiești, îl ceri și tu pe el. Te muți la altă biserică. Dar în procesul acesta de schimbare, de modificare pe termen lung, se întâmplă că Dumnezeu pune dragoste și în fiecare zi ești un alt om. Devii mai matur, mai înțelegător, accepți mai mult, nu-ți mai pui mintea cu toți, pentru că crești în dragoste. Mai mult de atât, Scriptura spune să-și ducă sfințenia până la capăt în frică și cu tremur. Sfințenia progresivă nu este o sfințenie lipsită de slăbiciuni. Atenție, frați și surori, că am ajuns la un moment foarte critic al discuției. Sfințenia progresivă nu este o sfințenie lipsită de slăbiciuni. Cădere accidentale, atenție cum mă exprim. Sunt persoane în Biblie despre care Dumnezeu a spus că sunt neprihănite și totuși au avut cădere accidentale. Și acum ascultați-mă cu maximă atenție. În Genesa 6:9 s-a spus despre Noe că e neprihănit.
Și în Genesa 9, 20 la 27, Noe se îmbată într-un mod rușinos. În Genesa 9, 6 cu 9, Dumnezeu declară că e un om neprihănit. Era o sfințire pozițională. Iar în Genesa 9, 20 la 27, unde e vorba de sfințenia practică, Noe se îmbată într-o manieră rușinoasă. Ce contradicție de termeni! Nu e nicio contradicție, e doar o înțelegere biblică a faptului că Dumnezeu vrea să transforme țărâna aceasta. Însă mândria noastră, frați și surori, mândria noastră spirituală, că noi suntem sfinți, că noi nu mai greșim, că noi nu mai păcătuim. Am întâlnit odată o persoană care se botezase cu 21 de ani în urmă și a făcut următoarea afirmație care m-a îngrozit. M-a făcut pentru câteva minute să nu mai pot rosti o vorbă. El de când s-a botezat n-a mai greșit niciodată. Frați și surori, am încremenit. Mi-am dat seama că omul acesta e mai nepocăit acum ca oricând altcândva în viața lui. Să declar că în ultimii 21 de ani n-ai mai deranjat sfințenia lui Dumnezeu măcar o dată, asta înseamnă că trebuie să fii atât de departe de harul lui Dumnezeu și atât de mândru încât să nu mai poți să-ți vezi atitudinea și starea. Permiteți-mi un al doilea exemplu. Iov, capitolul 1, versetul 1. Aici Dumnezeu face declarația despre Iov că e un om neprihănit. Citiți, vă rog, Iov 42 cu 6 și veți constata că el constată că este un om vinovat înaintea lui Dumnezeu după o lungă suferință și după un lung dialog cu prietenii lui. Un al treilea exemplu, Genesa 17 cu 1. Dumnezeu îl declară pe Avram neprihănit. Și observați că Avram minte de două ori în legătură cu aceeași problemă. Minte că soția lui este soră, ca să-și salveze viața. Halam, neprihănire. Observați, frați și surori, că David, Dumnezeu îl numește un om după inima lui și puțin mai târziu curvește, minte și omoară un om. Și acum fiți, vă rog, foarte atenți. Din acest motiv, Ioan, în prima epistolă, capitolul 2, în prima parte a versetul 1, spune: copilașilor, să nu mai păcătuiți. Lucru hotărât, Dumnezeu nu vrea să păcătuim. Lucru hotărât, Dumnezeu nu vrea să păcătuim. Frați și surori, nu trebuie să păcătuim. Nu trebuie, e o poruncă. Nu trebuie să păcătuim. Dar a doua parte a aceluiași verset, 2 cu 1, spune: dar dacă cineva a păcătuit, cineva vorbește sau cineva ascultă în seara aceasta. Dacă cineva a păcătuit, nu trebuie să mai păcătuiești. Dar dacă cineva a păcătuit, nu trebuie să mai păcătuiești. Dar dacă ai păcătuit, nu trebuie să păcătuiești. Dar dacă totuși ai păcătuit, nu trebuie să păcătuiești, să nu mai păcătuiești. Dar dacă totuși ai păcătuit, dacă totuși ai păcătuit, dacă totuși ai avut un accident spiritual, dacă totuși ți-a scăpat un gest, o atitudine, dacă totuși ai căzut deodată, dacă ți-a scăpat ceva, ascultați-mă! Avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Aleluia! Avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Extraordinar! Eu nu vreau să păcătuiesc. De 20 de ani mă lupt în genunchi și în picioare să nu mai păcătuiesc. Și îmi țin în control cât pot gura mea. Și mi se întâmplă și îmi scapă. Spun ori prea multe cuvinte, ori prea puține. Îmi scapă câteodată un sentiment și mă trezesc că nu pot să-l sufăr pe fratele și simt că vreau să trec pe partea aia și să nu-l mai văd. Mă duc așa pe o parte și mă fac am treabă și nu trec pe acolo. Dar eu de fapt știu că în inima mea am ceva cu el și nu pot să-l înghit. Eu știu asta și totuși mă ridic și spun: nu trebuie să mai păcătuim. Sau îmi scapă un gest, o atitudine, sau relația mea, sau. Copilașilor, vă îndemn să nu mai păcătuiți. Dar dacă totuși cineva a păcătuit, uitați că Dumnezeu în înțelepciunea lui surprinde procesul acesta cu anumite accidente spirituale. Altfel, la primul accident pe care l-ai făcut, s-a terminat totul. Copilașilor, să nu mai păcătuiți, este dorința lui Dumnezeu, este porunca lui Dumnezeu. Dar dacă totuși ai mai păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Ne întoarcem în capitolul 1 la versetul 9. Dacă vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu dintr-o dată intră în acțiune. Glorie Domnului! Dumnezeu este bun
e credincios și drept. Citiți cuvântul Domnului că l-aveți în mână. Este credincios și drept. Dumnezeu 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 este credincios și drept. Dumnezeul nostru este credincios și drept. Și ne curățește de orice păcat. Și versetul 7 dinainte. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice nelegiuire. De orice nelegiuire. Orice înseamnă orice. Orice este exhaustiv. Înseamnă orice. Înseamnă orice. Dacă te poți pocăi de păcatul pe care l-ai făcut, asta înseamnă că Duhul Sfânt încă mai lucrează în inima ta. Înseamnă că încă mai lucrează în conștiința ta. Dacă te poți pocăi, înseamnă că divinitatea încă îți mai presează conștiința să te oprești, să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu. Din acest motiv Ioan spune copilașilor să nu mai păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, credinciosul nu trebuie să mai păcătuiască, dar dacă se întâmplă, există remediu. Roman 7 descrie lupta și mintea împărțită a omului care îl urmează pe Domnul. Roman 8 și Galateni 5, eu nu mai am timp acum să le mai descriu, descrie soluția. Care e soluția? Roman 8 cu 13. Prin Duhul să facem faptele, prin Duhul să facem să moară faptele trupului. Roman 3 cu 7. 8 cu 37. Suntem mai mult decât biruitori prin Hristos. Galateni 5, 16 cu 18. Dacă trăim prin Duhul, nu vom mai satisface firea pământească. N-ai nicio soluție singur, ești din carne. Nu poți. Știu că nu vrei să păcătuiești. Știu că vrei să fii sfânt. Vrei să te rogi, vrei să citești Biblia. Vrei să îți fericești soția și să te porți cu ea ca cu o prințesă. Cu soțul, cu copiii, cu frații, cu păstorul, cu comitetul. Știu că toate aceste lucruri vrei să le faci, dar nu poți, că ești din carne. Și-ți scapă o atitudine și te duci acasă trist. Și când ajungi în cameră, din nou te prăbușești și spui, Dumnezeul meu, sunt un falimentar. După 20 de ani de pocăință, lucru pe care l-am disprețuit la alții, l-am făcut eu. După 30 de ani de pocăință, am păcătuit ca un copil. După 50 de ani de pocăință, Doamne, m-am comportat ca un tinerel fără experiență. Ești din carne, omule. N-ai nicio șansă. Singura șansă este Duhul lui Dumnezeu. Dacă trăiești în prezența... Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.